Bună, bine te-am găsit. Daniela Simulescu aici. Îmi trebuie aer, energie și multe resurse să vorbesc despre subiectul acestei emisiuni. Este vorba despre eclipsa de lună, luna plină din Scorpion, de pe 16 mai. Se întâmplă undeva dimineața, la ora 6, 6 și ceva. Bineînțeles, o eclipsă de lună și avem, iată, și o lună plină în Scorpion. Voi începe această emisiune prin a-ți reaminti, mă rog, celor care au privit acum ceva timp, despre emisiunea pe care am realizat-o cu aproximativ o jumătate de an în urmă, despre eclipsa de pe 19 noiembrie. Dacă mai ții minte, am vorbit mult despre... Noi, astrologii, am fost foarte speriați de acel moment și n-am fost degeaba. Așa, a fost o eclipsă... La finalul lunii noiembrie, pe 19 noiembrie, am avut atunci o lună plină în Taur, în conjuncție cu Algol. Așa, și spuneam eu că Algol are legătură cu moartea, cu criza, cu violența, cu agresivitatea, cu otrăvirea și cu situații din acestea de dependență, de adicție, adică de pierdut capul. Spuneam anul trecut că am fost speriați de această eclipsă pentru că noi bănuiam că se pot întâmpla lucruri mai grele din cauza acestei eclipse. Țineți minte, la finalul anului am avut valul acela de COVID destul de puternic. Așa, doar că de fiecare dată când avem de-a face cu o eclipsă, ea va deschide calea către o cale, va deschide un drum până la următoarea eclipsă inversată. Da? Și iată, a venit această, momentul inversării eclipsei de pe 19 noiembrie. Pe 16 mai avem această lună plină în Scorpion. Să ne aducem aminte, ultimele 6 luni n-au fost plăcute. No. Exact definiția Algolului. Dacă am vorbit de steaua aia, de mi-a venit rău. Sper să nu mai vorbesc mult de acum încolo despre ea. Că uitați ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Și pum, poc, bum. Vine o eclipsă, o lună plină în Scorpion, în careu cu Saturn. Adică nu-i de ajuns prin ce am trecut în ultima jumătate de an, dar mai vine și careul cu Saturn, ca să ne activeze toate fricile, toate angoasele, toate suferințele, toate frustrările. Lună plină, ce înseamnă? Momentul în care soarele și luna sunt în opoziție, iar pentru că acum acestea sunt lângă noduri, să ne reamintim faptul că avem nodul sud în Scorpion și nodul nord în Taur până în vara anului viitor, avem de-a face, bineînțeles, cu o eclipsă. Deci, o lună plină în Scorpion, iată, nodul sud în Scorpion, știți că am realizat o emisiune despre nodul sud în Scorpion, a trezit mulți demoni. Și în comentarii am observat articolele de pe AstroSense despre subiect sunt foarte citite, oamenii sunt foarte pasionați. Treaba asta cu nodul sud și nodul nord e oricum destul de ambiguă, niciodată nu va fi 100%. Fiecare astrolog are părerea lui, absolut normal. Le recomand tuturor celor care se apucă să învețe astrologie sau doresc să practice, niciodată să nu se ia după manual 100%, dacă m-aș fi luat eu după manualul de astrologie clasic, n-aș fi înțeles nimic despre aceste noduri, că dacă pleci la drum, că vezi nodul sud e pedeapsa și nodul nord e destinul, rămâi așa cu chestia asta. Așa cum aș putea să vă spun, iată, cu eclipsa aceasta, că nodul sud în Scorpion lângă lună, de fapt, noi suntem pedepsiți acum cu războiul, noi suntem pedepsiți acum cu criza financiară, noi suntem pedepsiți acum cu creșterile prețurilor, de fapt, astea sunt pedepse. Sunt pedepse pentru ce am fi făcut noi prost. Doar că noi n-am făcut, poate n-am contribuit cu nimic la ce se întâmplă. Vom avea și noi vina noastră, știți cum este, nu e nimeni pur, curat 100%, dar nu e chiar așa. Avem o eclipsă în careu cu Saturn. Atât soarele cât și luna sunt în careu cu Saturn. Soarele este în Taur, foarte aproape de Algol, luna în Scorpion și, ce să vă spun, acest careu, adică un unghi de 90 de grade, se realizează chiar la grad. Da, eclipsa se petrece la 25, iar Saturn e la 24-56 de minute, 24 de grade și 56 de minute. Deci ține Saturnul eclipsa asta, o ține, dar am putea spune că ajută eclipsa să nu se piardă, să nu se împrăștie, cum sună asta, dar în același timp
ne blochează, ne limitează, ne frustrează și ne provoacă multe dubii, multe îndoieli, neîncredere și mai face ceva această eclipsă. Mai ales pentru cei care au marcaj de Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, adică marcaj fix în astrograma natală, mai ales în ultimele grade, să zicem ultimele 10 grade, așa, aceștia vor trece prin tot felul de evenimente, asupra cărora nu au control. Că deși semnele fixe își doresc controlul absolut, uite că de data aceasta nu se întâmplă. Mă, știți că nu sunt fan al lunii noi și știți că insist foarte mult pe lună plină. Iar o lună plină pe semne fixe nu face decât să cutremure un... Tocmai ce a fost un mic cutremur acum ceva timp. Nu face decât să cutremure viața noastră într-un domeniu. Sau, multora dintre voi cu aceste marcaje vi se vor reactiva niște traume, niște stări, tocmai ca să vă dați seama că sunteți în niște situații toxice care vă plac. Că semnelor fixe le plac situațiile toxice pentru că le dau un rol în viață. Este așa ceva. Dar cine mai sunt eu dacă nu sufăr? Dar cine mai sunt eu dacă nu mă plâng tot timpul de boală? Dar cine sunt eu dacă nu am o relație toxică în care stau? Cine mai sunt eu? Mă pierd. Una dintre tematicile acestei eclipse este urmarea unei traume, consecințele, cum să vă spun, remniscențele. Și colegii de la DC Medical, site care este în trustul din care suntem și noi, dacă nu știați DC Media Group, au scris un articol care trebuie menționat și care face parte din perspectiva, văzând cum arată astrograma eclipsei, revin imediat și cu mai multe detalii. M-am gândit așa, una dintre tematici este ce face scorpionul? Suferă și așteaptă să vină punctul culminant ca să iasă de acolo, pentru că altfel nu știe să iasă, dar așteaptă o criză. Cum scoți un scorpion? Nu-l scoți, atenție, nu un scorpion, ci energia scorpionului, să nu-mi iau turmă că am ceva cu vreo zodie, cum m-am mai auzit de altfel. Ce face energia scorpionului? Că trebuie să se consumă. Să se ardă cu totul, știți, să distrugă tot în domeniul respectiv ca să poată să se renască, ca să poată să iasă de acolo, ca să poată să străbată altă lume dintr-o dată. Dar mai întâi trebuie să se ucidă și pe urmă, ca pasărea Phoenix, să-și ia zborul. Ori, gândiți-vă că în ultimii ani am avut pandemia, acum avem războiul, preocupările legate de criza financiară. Ori ce se întâmplă? M-aș bucura să știu că mulți dintre voi ajungeți într-un punct de criză, în preajma acestei eclipse. N-o să se întâmple în viața tuturor lucrul acesta, dar poate te uiți la mine și poate știi că stai într-o relație care nu funcționează, dar stai. Că stai într-un loc în care nimic nu funcționează pentru tine, nu contează ceilalți, contează ce simți tu, dar stai acolo. Că stai într-o relație bolnăvicioasă cu părinții, cu rudele, cu vecinii și că participi și tu la situațiile toxice, pentru că o situație toxică n-ar exista dacă n-ar fi două părți cel puțin, da? Și cu toate aceste evenimente care s-au petrecut în ultimii ani, aș vrea să vorbim puțin despre PTSD, ca să vă spun mai pe românește, sindromul de stres post-traumatic. Acesta a fost certificat, prezentat oficial foarte târziu din perspectiva mea și o să auziți des despre această tematică în momentul în care se discută despre soldații care merg la război. Războaiele importante, ei rămân cu acest PTSD, acest stres post-traumatic sau așa, sindromul de stres post-traumatic. Doar că nu mai e vorba doar de soldați. Acum discutăm și de oamenii din jurul nostru, da? Adică și în urma ce vine acest sindrom? Haideți să vă povestesc. Se întâmplă în felul următor. Pentru colegii de la DC Medical, un psiholog a acordat un interviu despre acest subiect și a zis așa: pentru a înțelege mai bine ce înseamnă sindromul de stres post-traumatic, PTSD, este necesar să definim de la bun început noțiunea de traumă sau traumatism, respectiv care este evenimentul traumatizant, a explicat Radu Leca pentru DC Medical. Și acum o să vă citesc câteva dintre cauze. Tot ceea ce înseamnă boală a partenerului sau a noastră, a membrilor familiei, inclusiv a cele extinse. Tot ceea ce înseamnă atac fizic,
accident de mașină sau de motocicletă. În sine, pandemia reprezintă o traumă extinsă pe care subiectul o simtă și să o resimtă pentru următorii ani de zile, divorțul și pierderea unei persoane dragi. Și spune așa, domnul psiholog, până în anul 2018, studiile arătau că undeva între 4 și 5% dintre români erau post-traumatizați. Deci puțin, da, puțin, 4-5%. Puțin, da, probabil oameni care lucrau în anumite domenii, oameni care trecuseră prin accidente. Acum, spune tot așa, vă garantez că cifrele sunt mai mari de 50%. Deci toată lumea în jurul nostru are un mic sindrom de stres post-traumatic. De asemenea, psihologul spune așa, că nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să subliniem. Și anume că în urma unui accident sau un eveniment negativ, nu toate persoanele care sunt implicate în acest tip de accident intră în stres post-traumatic. Există oameni care sunt extrem de puternici emoțional și care nu au nicio problemă cu stresul acesta. Deci, să nu vă gândiți că toți dacă ați trecut prin traumele respective, aveți acest sindrom. Haideți să vă spun câteva și din simptome. Manifestările depind de la o persoană la alta și sunt în felul următor. Reacții la zgomote. De exemplu, un zgomot puternic care se întâmplă pe lângă subiectul care este diagnosticat îl poate transforma pe acesta într-un om care reacționează extrem. Când ai trecut printr-o traumă și la un moment dat auzi un zgomot și îl asociezi, creierul tău îl asociază instantaneu cu trauma pe care ai trecut, începi să simți tot felul de lucruri prin organism. Chiar spune psihologul, o ușă trântită. Efectiv, de la o ușă trântită poți să ai tot felul de senzații. Dificultatea subiectului de a adormi. Când avem gânduri rele, ni se multiplică în minte și ne induce practic o stare de neliniște. După care, avem un alt simptom, supervigilența. Tot timpul suntem aulo, se va întâmpla aulo, avem impresia că suntem permanent puși în alt pericol. Nu ne dăm seama. Oamenii din jur ne pot spune, stai domnule puțin că nu e niciun pericol, doar îți duci copilul la grădiniță, hei, ce crezi că se întâmplă? Adică, trei blocuri mai încolo, grădinița, da, e o stare din asta de periculă, de pericol. După care, remodelarea imaginii de sine în raport cu ceilalți în prezența acestui stres. Adică te izolezi, pentru că te izolezi cu de la sine putere de către ceilalți ca să nu interacționezi. Scopul este foarte clar. Adică să nu mai ai parte de acele traume, de acele suferințe, gânduri negative, repetitive. Apoi, asta cu toții suferim de post-traumatic, doar de stres, sindromul acesta. Doar că nu toată lumea suferă de sindrom, că avem gândurile. Și ne spune așa psihologul, toate aceste manifestări pot apărea în urma unor studii de specialitate în termen de până la 3 luni de la momentul declanșării. Dar există și o categorie specială de oameni la care simptomatologia nu apare decât peste câțiva ani. Așa. Și există 3 categorii de simptome care apar la instalarea acestui sindrom. Categoria de simptome care le ajută pe subiect să evite orice implicare în orice, adică dacă știi că lucrul ăla ți-a cauzat, păi nu mai te duci acolo, nu mai vezi omul respectiv. Schimbarea de dispoziție în clipa în care intră în contact cu un eveniment negativ sau pozitiv, imediat cum ți se întâmplă ceva, intri așa în starea aceea vigilent, rememorarea evenimentului principal, tot îl derulezi și ești tot timpul cu evenimentul respectiv în cap. Asta nu mai spunem că avem și războiul și că e destul de greu. Ama, nu toată lumea dintre noi care au trecut prin traume, cu siguranță, nu toți au acest sindrom post, tot îi zic, PTSD. Hai să o luăm așa ușor, că așa este renumit. Așa este, uitați că atunci când vorbesc de subiectul ăsta, știți, eu sunt fiar convinsă că mulți dintre voi îl aveți și nu știți, sunt convinsă că mulți dintre voi nu îl aveți. Deci am insistat atât de mult, uitați că luna plină în Scorpion tot timpul mă curentează, mă confuzează, mă aduce în adâncuri, da? Și probabil că mă transpune în anumite stări, astfel încât să vă pot povesti despre acest eveniment astrologic destul de important. De fapt, despre ce e vorba. Ca să vă spun așa, ca să nu mai mă las pierdut în această lună plină, în această eclipsă. Ascendentul eclipsei este în Gemeni. Guvernatorul eclipsei, Mercur, este retrograd. Da? Țineți minte că am vorbit despre Mercur retrograd. Saturn e în careu cu Luna și cu Soarele. Ce înseamnă asta? Că ultimele evenimente din, nu știu, ultimele 6 luni, dacă ați avut o pierdere, dacă ați avut o suferință, un doliu, încercați să nu mai stați acolo, pentru că dacă nu, vă faceți foarte mult rău. Spuneam, Saturn
De fapt, nu este rău, dar făcându-te să te reîntorci și să nu poți să ieși de acolo, de fapt, ar trebui să te trezească. Dom'le, e ceva în neregulă cu mine. Stau într-un loc care nu e bun. Vorbesc cu niște oameni care nu sunt potriviți. Dar stau aici. Dar de ce stau aici? Pentru că Mercur retrograd îți readuce. Zice, dom'le, de ce faci asta? De unde vine nevoia ta de a te pierde? De fapt, e un pic de masochism. E un pic și de sadist. Ce-i trebuie. Astea două îmbinate destul de puternică. Atunci când vorbim de luna plină în Scorpion, vorbim de intimitate. Vorbim de profunzime, de intensitate, doar că nu e întotdeauna cea mai plăcută. Da, energia Scorpionului consideră că durerea este plăcere din când în când. Da, doar că atunci când duci durerea asta mult timp în spatele tău, apoi să nu te mai miri că nu merge nimic în viață, apoi să nu te miri că nu poți să intri într-o relație sănătoasă, apoi să nu te mai miri că lumea din jur te percepe. Există o chestie, vedeți voi, noi de multe ori cu această suferință o ducem în spate pentru că nu avem încredere să o expunem. Ne e frică, n-am fost crescuți, nu avem încredere să ne expunem emoțiile și noi suntem clovni. La suprafață suntem clovni și suntem supărați că atragem oameni superficiali, oameni care nu-și dau seama ce se întâmplă cu noi. Păi noi îi atragem. Noi pentru că stăm în suferința aia, nu vrem să lucrăm cu ea, evitarea suferinței sau evitarea, cum să vă spun, e unul dintre... E doare, da. Doare. Te duce în abis. Știți, vorbeam la un moment dat cu cineva și îmi spunea, domnule, scorpionii, mă rog, cei care au mult scorpion, le e frică să se gândească prea mult, pentru că știu că vor cădea acolo într-un abis și nu pot să, efectiv, se pierd. Așa este și cu luna asta plină și cu această eclipsă. Dacă ne confruntăm cu durerea, cu trauma, picăm în abis. Dar din abis încolo, altă cale care este? Renașterea, zborul, cum să vă acceptați față de voi că ați suferit. Știți cum am mai zic eu în emisiunea mea? Rolul de victimă are multe avantaje. Extraordinar de mult, adică câteodată a fi victimă te ajută să faci bani, te ajută să intri într-o relație, te ajută pe multe paliere a fi victimă, doar că te ține acolo, te ține mult acolo. Și să, știți, sunt oamenii care se tot plâng și zici, domnule, da, s-au întâmplat și lucruri bune în viață, se tot plâng. Nu vă simțiți drenați energetic, adică nu vă simțiți că, după ce v-ați văzut, de exemplu, voi dacă sunteți echilibrați și vă vedeți cu o asemenea persoană, nu simțiți pe urmă, nu știu, nevoia să mâncați dulce, nevoia să dormiți, efectiv vă simțiți epuizați. De ce? Pentru că vă contaminați cu oamenii respectivi și sunt toxici. Oricât de mult i-ați iubi, dar oamenii ăștia își fac mult rău lor înșiși, dar și celorlalți. Da, a te confrunta cu durerea e... Nu mai ești, efectiv te spargi în bucăți. Dar altfel, durerea asta îți va deveni un zid prin care nu te poate iubi nimeni, nu te poate observa nimeni, nu te poate accepta nimeni, sau îți atragi prin zidul ăla aceiași oameni ca și tine. Și mă te întreb, domnule, numai mie merge prost, numai eu sufăr, numai eu, deci doar eu, doar mie mi se întâmplă. Ca mie nu s-a întâmplat nimănui niciodată. Uite, și eu suferi, dar nu ca mine. Nu ca mine, domnule, ca mine n-a suferit nimeni. Așa este, pe moment se pare că tu ești cel care a suferit cel mai mult, doar că nu. Și îl putem folosi pe Saturn, mai ales dacă vă știți cu marcaj fix, și să, după cele 6 luni, ultimele 6 luni și pentru următoarele 6 luni, până la următoarea lună plină în Taur, să treceți așa printr-un doliu emoțional. Îmi spunea cineva într-un comentariu recent că sună așa această sintagmă, doliu emoțional, dar e pe bune. Și doliu emoțional, dacă nu trăim, noi vom rămâne într-una din, știți, avem mai multe etape ale doliului emoțional. Nu sunt eu specialista, poate la un dat o să fac o emisiune cu un specialist în acest sens. Dar avem mai multe faze ale doliului emoțional. Avem, bineînțeles, negarea, avem furia, avem negocierea, depresia și acceptarea. Nu știu dacă asta e ordinea corectă, dar mă rog, dacă știți, vă rog să scrieți un comentariu acolo. Cert este că dacă nu ne lăsăm să trăim doliu emoțional, după orice, o despărțire, fie de un partener amoros, fie de o persoană dragă, de un prieten, vom rămâne în negare sau în acea furie
care te mănâncă, te înghiorlănește, te sparge, te distruge, te efectiv te face neom. Și dacă noi nu ne permitem pașii și rămânem în statutul ăla de victimă și să zicem, Doamne, ce mi s-a întâmplat, numai mie mi se întâmplă, nașpa viața, numai ghinion am în viața asta, fire ar să fie. Doamne, nu vrea universul, sunt blestemat. Cum îmi scrie mie oameni, mail-uri că vor consultații astrologice și îmi spun de blesteme și de karma familiei. Păi dacă o să credem că există astea, păi o să ne considerăm blestemați toată viața, dar dacă ne punem o întrebare, mă, așa o fi, cine știe, dar hai, ce pot să fac pentru mine? Să mă plâng? Să aștept de la ceilalți să facă ceva? Sau hai să văd că, o spun așa în direct, domnule, rahatul e în viața mea, nu e neapărat la ceilalți, e în mine. Bullshit-ul e aici, nu e la nimeni. Îl văd eu la alții pentru că e de fapt în mine. Deci, mi-ar plăcea să cred că această lună plină, această eclipsă, vă va face să vă gândiți la ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni în viața voastră, mai ales la nivel personal, da? Să vă dați seama dacă ați urmat un doliu emoțional sănătos, echilibrat, mă rog, ce cuvânt așa lângă doliu, și dacă ați insistat mai mult cu o traumă decât este cazul și dacă nu cumva v-ați făcut foarte mult rău. Eu tot am discutat despre sănătatea mentală în ultimul timp. Am avut conjuncția Jupiter-Neptun în Pești pe data de 12 aprilie. O să vedeți oameni care se aruncă, oameni care își fac foarte mult rău, tocmai pentru că vor ieși multe bube în perioada următoare. Sper ca, nu știu, cei care mă urmăresc să aibă așa un semnal de alarmă și să zică, domnule, cât mai stau aici? Cât mai îndur? Cât de mult rău îmi fac? E adevărat, n-am fost învățat să ne iubim, să avem încredere, să ieșim, da? La un an nu mai poți să dai vina nici pe părinți, nici pe bunici, nici pe blestemele de neam, nici pe ce îmi face șeful, nici pe ce îmi face colegul, nici pe ce îmi face parte. Nu mai poți. Nu mai poți. Că dacă ai făcut chestia asta în de zile și n-a funcționat, n-a funcționat. Hai să văd ce pot să fac eu cu mine acum. Spre asta vorbește luna plină în Scorpiu. Mai întâi să vezi bullshit-ul din tine, da? Să ți-l accepți, să dai seama că ești om, că greșești și că și tu poți să-i faci pe alții să sufere, dar în primul rând te faci pe tine să suferi și să treci la acțiune. Adică acest care o cu Saturn este destul de provocator, este destul de... e greoi, dar este și revelator. Și mai face ceva Saturn. Îți arată că ești responsabil, mai ales dacă ești major, că ești adult, ești responsabil de viața ta. Tu și doar tu. Tu ai făcut alegerile pe care le-ai făcut. Tu ești în situația în care ești. Ție îți place să te chinui. Nu. Prima dată o să ne... Nu. Dacă tu ești într-o situație... Bine, nu-mi place să cred că, nu știu, cei care au probleme de sănătate grave nu sunt întotdeauna ei de vine. Dar în alte situații, tu ești ăla care și-a făcut-o. Nu ceilalți. Și tu ești victima care trebuie hrănită și știi ce se întâmplă? Victima vine cu multă furie, exact ca în acea fază a doliului emoțional. Furia hrănește victima. Furia îi dă potențial, îi dă viață, îi dă și suntem așa o victimă. Dacă scriem un roman și facem un film și un serial despre perfect, dar altfel lucrurile astea în viața de zi cu zi, ne ucid ușor, ușor, fie pe parte fizică, probleme de sănătate sau iată ce se mai întâmplă, fie pe parte emoțională, psihologică, mentală, cum vreți voi. Uitându-mă tot în astrograma acestui moment, să știți că eclipsa, luna plină, se petrece pe axa 6-12, care este o axă a abandonului, a respingerii, a pierderii, a renunțării. Da, adică gândiți-vă că Soarele este lângă nodul nord, dar este și lângă Uranus. Adică tot ce ați pierdut în ultimele 6 luni sau tot ce veți pierde de acum încolo, trebuia să treceți pe acolo. De altfel, țineți minte că v-am spus, evenimentele care se petrec între 2 eclipse sunt menite să fie. Și când avem de-a face cu Scorpionul, cu un eveniment important în Scorpion, e ceva acolo, e un topping din acesta mai karmic, cum ne place nouă să zicem, ceva mai special, e ceva mai magic, da? E ceva mai peste puterea noastră, este o fascinație, un magnetism acolo, o profunzime, o intensitate, ceva ce ne atrage, dar nu înțelegem ce se întâmplă. Da? Deci avem o eclipsă pe axa 6-12. În astrogramă, această axă este cea sănătății,
nu doar fizică, și mentală. Casa 12 are mari componente legate de tot ce înseamnă azil, subconștient, toate traumele pe care le ducem. Deci, renunțare, pierdere, abandon. Oricât de mult nu ne doare, de ce să nu scăpăm de oameni și de situațiile care ne fac rău? Mă rog, singurul aspect bun pe care vreau să vi-l precizez e faptul că avem o conjuncție Marte-Neptun, nu o să mare afană a unui asemenea aspect, însă ea ne dizolvă. Ea ne ajută ca să mai dizolvăm din modul în care acționam până acum, să vedem lucrurile diferit. Ama, eu nu vă doresc decât să vă folosiți de această eclipsă, să vă preocupați de sănătatea voastră mentală, să vă dați seama dacă aveți acest sindrom de stres post-traumatic. El se poate, din câte am citit, și cu terapie, și cu tratament, și bineînțeles și cu iubirea celor din jur, pentru că atunci când avem o suferință din aceasta, ne spunând-o oamenilor celor mai apropiați, ei ne vor lua așa precum niște clovni, că noi le arătăm că suntem bine, dar de fapt nu suntem bine. Și mai sper să vă dați seama relațiile toxice amoroase în care vă aflați și mai sper să vă dați seama și de atașamentele bolnăvicioase pe care le aveți. Să vă priască recomandările despre eclipsă și să ne vedem cu bine data viitoare.